O întreagă zonă din satul mare este izolată din cauza șoselei de ocolire. Localnicii pot ieși din cartier doar cu ajutorul unui autovehicul. Șoseaua nu este prevăzută cu acces pietonal, așadar, de cele mai multe ori, cetățenii sunt nevoiți să traverseze ilegal. Zeci de sesizări au fost trimise de localnici către instituția prefectului a municipiului Satu Mare referitoare la noile lucrări ale variantei de ocolire. Locuitorii de pe strada Dorobanților sunt blocați în cartier deoarece șoseaua nu este prevăzută cu acces pietonal. Pentru a ieși totuși din zonă, cetățenii sunt obligați să folosească un automobil. Pietonii însă traversează de cele mai multe ori ilegal prin locuri nemarcate corespunzător. Mai mult decât atât, singura cale de acces către bulevardul principal este traversarea unei căi ferate. Soluția constructorilor pentru evitarea riscului de accident a fost să monteze un parapet de-a lungul șoselei pentru a îngreuna trecerea. Primăria municipiului Satu Mare a solicitat recent modificarea proiectului. Varianta de ocolire are o lungime de aproximativ 20 de kilometri și este prevăzută cu patru benzi. Inițial, finalizarea centurii era preconizată pentru anul 2020, dar termenul a fost prelungit până pe data de 15 iunie. Proiectul se ridică la valoarea de aproximativ 63 de miliarde de lei aproape jumătate dintre aceștia fiind acoperiți de bugetul de stat.